Grupul de oameni cu care lucrez de-a lungul timpului este foarte divers. Sunt, ți-am zis, și actori profesioniști, și actori neprofesioniști care arată foarte, nu știu, normativ, dacă vrei. Sunt și actori care arată altfel decât majoritatea. Ce mă fascinează la ei și aici mă întorc la întrebarea cum ne-am întâlnit și cum au venit ei și nu-mi dau seama la început, am descoperit pe parcurs. Mi-au luat niște ani buni să-mi dau seama că foarte des uh, legăturile noastre pornesc de la un proces din ăsta de oglindire, foarte similar cu ce se întâmplă în, în constelațiile familiale sau în psihodramă. Adică, vezi în celălalt, în relațiile dintr-un anumit cuplu, vezi uh, oglindite. Probleme ale tale sau lucruri care te interesează pe tine. Asta, de exemplu, s-a întâmplat cu Cristian și cu Grit. Pentru mine, ca și cuplu, sunt fascinanți. Adică, modul în care ei gestionează, de exemplu, discuțiile conflictuale, frustrările, cum comunică, ce simt. Pentru mine a fost absolut fascinant în, în, în relația lor. Sunt lucruri pe care eu, în relațiile mele, nu am nu, s-a întâmplat, n-am avut în familie tipul ăsta de cum să zic, de educație emoțională și de alfabetizare emoțională, dacă vrei. La mine lucrurile astea s-au întâmplat mai greu pe parcurs, am învățat foarte mult de la personajele cu care lu lucrez cu siguranță procesul ăsta creativ în care pun atâta energie de ani de zile vine dintr-o nevoie a mea de reînvățare, de reeducare, dacă vrei, în materie de, de relaționalitate, de emoții și de la Cristian și de la Grita am învățat foarte mult. Cristian în special are o capabilitate extraordinară de a verbaliza ce simte. Eu, de exemplu, între momentul în care simt ceva și, îmi dau, și momentul în care îmi dau seama ce simt, momentul în care am cuvinte și momentul în care îl exprim, sunt niște distanțe foarte mari. E o dificultate în a verbaliza. Emoții, mai ales emoții foarte puternice. Ei, el are această fluiditate foarte mare care mi-a explicat, am înțeles, băi, dar de unde, de unde îți vine talentul ăsta de a îți exprima nevoile atât de clar fără să-l jignești pe celălalt, a exprima furia fără să-l jignești pe celălalt. Asta mi se pare o, o, cum să zic, o evoluție a naturii umane. Extraordinare, eu venind dintr-un mediu în care, cum să zic, conflictele, certurile, sunt atac la persoană direct, adică e foarte greu să spui eu mă simt rănit pentru că, spui, ești un dobitoc, un ești, tu ești problema nefericirii mele, dar nu știi cum te învață de multe ori în terapiile astea de și de cuplu și individuale, când îți exprim furia, e foarte important să nu-l desfințezi pe celălalt, ci să exprim la persoana, să fii concentrat pe tine, să exprimi ce te afectează pe tine. Mai rănit simt asta pentru că lucruri de genul ăsta concentrate pe ce simți tu. Ei, în momentul în care l-am întâlnit pe Cristian, nu aveam mai deloc această abilitate și văzându-l cum interacționează și cu Grit, a fost o inspirație extraordinară și, cum să zic, oglindirea în relația lor a unor dinamici din relația mea personală la momentul respectiv, a fost probabil un magnet între noi. Asta din punctul meu de vedere. Din punctul de vedere al personajelor, al protagoniștilor cu care lucrez, întotdeauna există o motivație emoțională foarte puternică. N-am putea lucra împreună dacă nu ar exista un motiv individual, emoțional, foarte puternic al fiecăruia dintre protagoniști ca să facă parte din asemenea proces care e de lungă durată, îți cere multe resurse, multă emoție, multă deschidere și atunci trebuie să vrei să faci asta dintr-un motiv. Și pentru fiecare dintre, dintre personaje, cred că a existat sau există un motiv foarte diferit. Cristian și Grit sunt activiști foarte vocali exact pe, pe zona asta de susținere a, a, a Dreptului la intimitate al persoanelor cu corpuri diferite, celelalte personaje au uh, fiecare alte motivații. Cu siguranță, cu toții cei care suntem în, în cercetarea asta, avem o nevoie de a împărtăși cu, cu spectatorul uh, și de a invita spectatorul într-un dialog. Întreg filmul și cercetarea este construită ca un dialog. Cu, cu vizitatorul, cu spectatorul pe care îl invităm să fie parte din procesul ăsta.